Domnul Cristian, avem regula jocului acum sau nu avem? După anunțul făcut deci, avem regula jocului. În principiu ar trebui să o avem. Avem un singur act normativ cu putere de lege, atenție, hotărârea Parlamentului publicată în Monitorul Oficial. Că dacă nu se validează referendumul, Parlamentul va stabili calea de urmat. Hotărârea este neconstituțională. Ea trebuie atacată acum după ce s-a publicat în Monitorul Oficial interdicția de a reduce din atribuțiune curții. Dar, atenție, că nu se poate merge să ataci hotărârea oricum. Parlamentul marți și miercuri ar trebui să ia legea Curții Constituționale și să o pună în acord cu hotărârea curții. Sau guvernul să anuleze ordonanța de urgență. Mâine domnul Victor Ponta strânge guvernul, spune, am anulat. Nu, cați. Care Parlamentul convocat avem în sesiune extraordinară. Să luăm în serios pe domnul președinte, pe domnul Crin Antonescu, a promulgat legea. Potrivit legii, la articolul 5.2, legea referendumului, care a fost promulgată și probabil va fi, sigur va fi publicat în Monitorul Oficial, avem un prag la, avem referendumul, da, se invalidează dacă nu e cu 50%. Da. La întrebarea a doua mea, dumneavoastră a spus că nu se termină, deci dacă s-ar invalida, dacă se invalidează, nu se termină, conform hotărârii Parlamentului. Adică ei se pot astrângi. Se pot prevala de un act normativ cu putere de lege care spune Parlamentul va indica și nu poate de urmat decât ideea unui nou referendum. Iar Curtea Constituțională nu poate să invalideze decizia Parlamentului. Deci ei pot să decidă un nou referendum. Ia, Curtea Constituțională trebuie să judece în acord cu legislația existentă. Da. Iar hotărârea aceea este valabilă neatacată. Vă gândiți și la posibilitatea că ei să anunțe când ar avea loc acest referendum. Ei au creat condițiile să facă treaba asta. Acum, problema este că și-au luat așa o papară pe extern pentru nerespectarea regulilor statului de drept, încât eu nu mai garantez acum că asta fac, dar când am văzut hotărârea, am spus tuturor, atenție, avem o problemă. Și să știți că de data aceasta lucrurile rămân la Curtea Constituțională, care poate invalida referendumul și poate imediat să dea decizia să spună, de astăzi președinte este domnul X. Dacă nu va face acest lucru împiedicându-se de hotărârea Parlamentului, avem o problemă. Am mers la Parlament din nou, pentru că, în mod normal, Curtea ar trebui să țină cont da, corect, da. De legislația în vigoare. Da.